Când a pășit înăuntru, ofițerul s-a uitat la o colecție cu o față pe care nu am văzut o persoană să o folosească decât la o emisiune de poliție. A făcut ca situația să pară falsă, ca și cum mi s-ar fi întâmplat altcuiva. Îmi amintesc că mă întrebam de ce trebuia să fiu eu, dintre toți oamenii, de ce tipul acesta se fixase în mod special pe mine. Sunt foarte plictisitor să vorbesc în viața mea reală. Nici măcar nu am atât de mulți prieteni. Cine ar face serios un altar al naibii dedicat mie? Care este numele tău complet, Josh? M-a întrebat ofițerul scosând un pix și hârtie. Josh Name, domnule. Nu acesta este numele meu real. Nu hărțuiți pe un tip pe nume Josh Name din cauza unei povești pe care cineva a spus-o pe Reddit. Dacă numele de familie al cuiva este Name, are deja destule probleme în viața sa. Ofițerul dădu din cap. Domnule Name, va trebui, vă rog, să veniți cu mine la gară într-o clipă. Sângele mi s-a răcit. Am simțit în o groapă adâncă în gât și l-am întrebat de ce. Nu mi-am dat seama cât de gravă era situația până nu m-a întrebat asta. Persoana care locuia aici pare să fi fost aici de cel puțin câteva luni. Mai întâi vom pune câteva întrebări despre asta, apoi trecem la restul colegilor tăi. Pentru prima dată, după mult timp, am simțit că o să plâng, ca și cum aș fi din nou un copil. A fost al naimii de înfricoșător să te simți atât de neputincios în această situație. Nu am mai putut intra în acest magazin. Ar trebui să renunț dimineața. Încă nu am. Șeful meu mi-a dat câteva zile libere să mă gândesc la asta. Ofițerul mi-a pus mâna pe umăr și m-a scos din cuib. Când am intrat din nou în cameră, a pus o bandă de poliție peste ușă. Josh, știu că ești foarte speriat și confuz în acest moment, dar trebuie să știm dacă există imagini de securitate din ultimul an stocate undeva. Am dat din cap, fără să spun nimic. Cred că i-am făcut semn să mă urmeze. Pe drumul lung, înapoi, cred că a sunat să-i spună prietenului său unde se duce sau ce a găsit. Eram prea mețit să mă descurc. Odată ce am intrat în camera de securitate, am căutat câteva cutii. Aveam încă camere destul de vechi, care sunt în alb-negru, dar destul de fiabile. M-am uitat prin dulap, la care aveam cheia. Fiecare angajat o face. Uneori trebuie să ștergem benzi vechi. M-am uitat prin dulapul mare pentru o cutie etichetată de anul acesta. Am găsit una mare etichetată pentru anul acesta și ultimul, pe care le-am dat ofițerului. Când mi-am gândit că am râs în liniște și am întrebat ceva de genul, bănuiesc că în sfârșit ajung la știri, nu? Am auzit un oftat încet din partea ofițerului. Nu conta pe asta. Nu s-a întâmplat nimic remarcabil între acea conversație și poliția. M-a întrebat ce s-a întâmplat la gară. M-a pus să semnez câteva formulare, m-au întrebat despre meseria mea, despre trecutul meu sau despre toate astea. Nu știam numele tipului dinainte. Am aflat că era ceva genul Bob sau John sau Joy, ceva generic de genul acesta. Am aflat că îl bănuiau din cauza vechilor înregistrări ale unor locuri similare pe care le-a tras. După un timp, l-au sunat pe domnul Simpson, șeful meu, să vină la secție pentru alte întrebări și mi-au dat drumul. Mi-am amintit că mi-am lăsat nenorocita mașină la magazin, așa că era la o plimbare de 30 de minute până la ea, ca să pot ajunge acasă. Era poate 6 dimineața în acest moment, așa că devenea mai strălucitor. Al naibii de fantastic a trebuit să merg la mașină cu lumina soarelui orbindu-mă. În acel moment mi-am dorit să fiu ucis. Vremea de vară este absolut cea mai rea. După aceea a fost de asemenea fără eveniment. M-am instalat în casa mea timp de 15 minute, până am plecat să merg la casa vecinului meu de alături, a doamnei Hodges. Nu puteam să dorm deloc, iar tipul nu fusese încă găsit. Din câte știam, ticălosul ar fi putut să mă urmeze acasă. Era 7 dimineața în acest moment. Așa că știam că până atunci era în mod normal trează. Nu o cunoșteam bine, dar suficient încât să întreb dacă pot să stau să mă prăbușesc acolo pentru o zi. Am stat la verandă gândindu-mă dacă a trebuit să-mi sun părinții sau nu. M-am hotărât să nu fac asta.
Ei ar decide că nu am permis să trăiesc pe cont propriu în ciuda faptului că sunt un adult. Nu am adus mare lucru, rămâneam doar o zi. Doar o perdiuță de dinți, ochelari, un încărcător și o jumătate de cutie de brioșe pe care am luat-o de la magazin a doua dimineață pentru a recompensa cazul. Am bătut la ușă și ea m-a primit înăuntru. Oh, bună dimineața, a spus ea cu vocea ei dulce înainte de a se uita la mine. Probabil că arătam oribil. Eram transpirat și palid. Probabil că și părul meu era o mizerie de la încercarea de a dormi. Josh, ești bine? Am vrut să spun da, dar tot ce a ieșit din gura mea a fost un scâncen aproape că am început să plâng pe loc. S-a uitat la mine foarte îngrijorată. Vino, dragă, îți aduc niște ceai și poți să-mi spui despre el. Am dat din cap și am dat brioșele pe care le-a pus jos pe lângă masă. Sunt câteva pături pe canapea, odată ce te simți mai bine, încearcă să bei niște ceai. Am dat din nou din cap și fără să scot un cuvânt, m-am așezat pe canapea și m-am înfășurat într-o pătură. Era cald afară, iar pătura era rece de neutilizare, ceea ce era convenabil pentru mine. După ce a preparat ceai pentru mine, ceai cu gheață, și-a dat seama că acesta este singurul tip care îmi place cu mult timp în urmă. I-am spus aceeași poveste pe care am spus-o mai devreme. La fel de bine ca cineva care tocmai a ieșit dintr-un eveniment traumatizant. M-a ascultat cu atenție și a spus că va fi cu ochii pe vagabond și că aș putea rămâne toată ziua. Nu aveam de gând să dorm, așa că am decis doar să mă uit la niște videoclipuri de pe YouTube cu căștile puse. Doar orice pentru a-mi distrage atenția. Aceasta era o casă mică, așa că se uita la televizor pe scaunul din cealaltă parte a camerei. Rețineți că acesta este un cartier mic. Doamna Hodges avea încredere în toată lumea, puțin prea mult de fapt, și și-a lăsat ușile deschise. Am aflat asta doar când am stat la ea pentru că și-a încuiat toate ușile când am intrat. Sincer, m-a făcut să mă simt neliniștit. Cum a trăit ea atât de mult în cartierul ăsta și nu a fost niciodată spartă. Aceasta nu era partea frumoasă a orașului și era bătrână, așa că mi-am imaginat că nu va putea riposta. După un timp în care am stat la ea acasă, am auzit amândoi bătăi puternici la ușa din fața casei. M-a speriat, bătăile continua neregulate, bătea de câteva ori, apoi se oprea câteva secunde, apoi mergea din nou. M-am întors și am trecut prin jaluzele, am scos un rahaz. Decent de tare la reacție imediată. Regretând imediat, vagabondul se uita la mine cu această privire de 1000 de metri, de parcă s-ar uita prin mine. M-am înjurat că am uitat cât de subțiri erau pereții de hârtie. Doamna Hodges se ridică și începe să meargă spre ușă. Nu-ți face griji, am înțeles. Este tipul, am strecat la ea, urma să mă omoare. Mi-a adus aminte de poveștile pe care le-am auzit despre bătrâne care verifica ușa doar ca să le scoată rahatul bătut și jefuit. Nu știu dacă acestea sunt adevărate sau nu. Știu doar că acesta este primul lucru la care m-am gândit. Te voi ține în siguranță, nu-ți face griji, spuse ea calmă.